Dragi prieteni, vă salut la un nou live. În acest live aș dori să abordez un subiect foarte dezbătut, poate în ultima sută de ani, legat de persoana Duhului Sfânt și anume rugăciunea pentru Duhul Sfânt. Dacă este biblic, dacă este teologic, dacă este bine, dacă este logic, să ne rugăm pentru Duhul Sfânt. Și dacă da, cine să se roage pentru Duhul Sfânt? Pentru că există diverse opinii. Unii spun că este normal să roage necredincioșii să primească Duhul Sfânt, adică să fie mântuiți. Alții spun că este normal să se roage cei care sunt mântuiți pentru Duhul Sfânt ca să fie botezați cu Duhul Sfânt, chiar dacă au primit Duhul Sfânt. Alții spun că chiar dacă ai fost născut din nou, ai Duhul Sfânt să te rogi pentru plinătatea Duhului Sfânt sau alte lucrări pe care le face Duhul Sfânt. Și toate aceste întrebări au într-un fel de face și cu textul din Luca 11 cu 13, unde Domnul Iisus zice: deci dacă voi fiind răi știți să dați darul bunei copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl cel din cer va da Duhul Sfânt celor care îl cer de la El. Deci este un pasaj foarte clar care vorbește aparent despre a cere Duhul Sfânt. Întrebarea este cine să ceară Duhul Sfânt și pentru ce să ceară Duhul Sfânt? Dacă ne uităm, cred că ar fi important să ne uităm la Cartea Faptelor Apostolilor, care este o continuare a Evangheliei după Luca și care arată într-un fel cum s-a împlinit această poruncă a Domnului Iisus Hristos, dată ucenicilor de a cere Duhul Sfânt. Luca a scris ambele cărți, da? Luca, Evanghelia după Luca și apoi Cartea Faptelor Apostolilor. Cartea Faptelor Apostolilor, până la urma urmei, este Cartea lucrărilor Duhului Sfânt, a faptelor Duhului Sfânt, nu a faptelor unor oameni. Așa că cred că am putea căuta și ilustra bine din Cartea Fapte modul în care se aplică acest verset, Luca 11 cu 13. Vreau să iau doar câteva evenimente. Avem evenimentul de la cincizecime, unde spune Scriptura că a venit Duhul Sfânt în timp ce ucenicii, cei 120, stăteau într-o casă. Însă este interesant că Scriptura nu spune specific că oamenii aceștia stăruiau sau se rugau să primească Duhul Sfânt. Scriptura spune că a venit un sunet din cer, ca vuietul unui suflu puternic, și a umplut toată casa unde ședeau ei. Deci oamenii ăștia stăteau așezați. Nu știm ce făceau, nu spune Scriptura că se rugau. În capitolul 1 spune că stăruiau în rugăciune, dar nu spune că stăruiau după Duhul Sfânt. Acum, e o chestiune de speculație pe capitolul 1 și 2. Este clar că în momentul coborârii Duhului Sfânt, ei ședeau jos. Ei ședeau jos, nu erau pe genunchi, nu erau picioare în poziția obișnuită a evreilor pentru rugăciune. Asta e primul eveniment în care se coboară Duhul Sfânt. Apoi avem Fapte, capitolul 8, unde Duhul Sfânt vine peste samariteni când Petru și cu Ioan se duc acolo și se roagă pentru ei. Deci nu samaritenii se roagă pentru ei să primească Duhul Sfânt. Citiți bine Fapte capitolul 8, ci Petru și Ioan, apostolii, se roagă pentru ei. Domnul Iisus spune invers, ca noi să ne rugăm ca să ni se dea Duhul Sfânt. Apoi avem Fapte 10, unde în timp ce predică Petru, vine Duhul Sfânt peste casa lui Corneliu și peste prietenii lui. Din nou, nimeni nu se roagă și cu atât mai puțin nu candidații, dar cei care primesc Duhul Sfânt, nu se roagă să primească Duhul Sfânt. Și apoi avem Fapte 19, când din nou Pavel se roagă și pune mâinile peste ucenicii lui Ioan și ei primesc Duhul Sfânt. Nu ucenicii lui Ioan, da? Nu casa lui Corneliu, nu samaritenii se roagă ca să primească Duhul Sfânt. Și în toate cazurile avem pe apostoli care fac lucrul acesta pentru alți oameni. Deci Cartea Faptelor Apostolilor într-un fel nu ne ajută să înțelegem și să interpretăm ce a spus Domnul Iisus Hristos aici când a spus că va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Mai cu seamă că ne aflăm înainte de cincizecime, da? Mult înainte de cincizecime, ne aflăm înainte de coborârea Duhului Sfânt, ne aflăm înainte de instaurarea noului legământ, ne aflăm înainte de înființarea bisericii. La ce s-a referit Domnul Iisus Hristos? Acum, cred că ar fi util să facem o paralelă cu Evanghelia după Matei, unde avem același text și Matei, în loc să spună va da Duhul Sfânt, spune va da lucruri bune. Va da lucruri bune. Așadar, Domnul Iisus spune că cei care cer de la Dumnezeu, Dumnezeu le va da lucruri bune. Luca spune că va da Duhul Sfânt. Eu cred că lucrurile bune
sunt lucrurile bune și Duhul Sfânt sunt același lucru. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este acela care lucrează toate lucrurile bune pe care Dumnezeu le dă unui credincios. Cred că aceasta este interpretarea cea mai simplă, cea mai potrivită pentru ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Când ceri lucruri bune de la Dumnezeu, ca El să lucreze în inimile noastre, când ceri lucruri bune, orice lucru bun, da? În inimile noastre, sau să lucreze prin noi, sau să facă o lucrare prin noi, Dumnezeu răspunde dându-ne Duhul Sfânt. De ce? Păi dacă eu cer lui Dumnezeu să mă ferească de ispită, de ce îmi dă El Duhul Sfânt? Păi îmi dă Duhul Sfânt pentru că Duhul Sfânt mă ajută să mă ferească de ispită. Dacă eu cer lui Dumnezeu să mă ajute să fac să vie împărăția Lui, să fac voia Lui, să sfințez numele Lui, cum îmi răspunde Dumnezeu la rugăciunea asta? Păi Dumnezeu îmi răspunde la rugăciunea asta dând Duhul Sfânt, că eu numai prin Duhul Sfânt pot să fac lucrul acesta. Deci paralel cu Matei, asta este a doua observație mea, ne ajută să interpretăm corect pasajul acesta. În al treilea rând, priviți la contextul larg, al contextul imediat, de fapt, al acestei rugăciuni. Domnul Iisus spune acest lucru că va da Duhul Sfânt celor ce îl cer după rugăciunea Tatăl nostru. Foarte important. Ce înseamnă rugăciunea Tatăl nostru? Uitați-vă la câteva cerințe. Zice să ne rugăm așa, să se sfințească numele Lui, să vine împărăția Lui, să ne se dea pâinea de fiecare zi, să ni se ierte păcatele și dacă luăm și privim și la rugăciunea din Matei, să fim feriți de ispite, să fim izbăviți de cel rău. Întrebarea este cum se realizează lucrurile astea în viața noastră. Cum face Dumnezeu ca noi să sfințim numele Lui? Cum face Dumnezeu ca noi să facem să vină împărăția Lui Dumnezeu? Cum face Dumnezeu ca noi să avem putere de ierta? Cum face Dumnezeu ca noi să împlinim voia Lui, să fim feriți de ispită, să fim izbăviți de cel rău? Răspunsul este prin Duhul Sfânt. Când eu cer lui Dumnezeu, Doamne, sfințească-se numele Tău în viața mea, Dumnezeu îmi dă o manifestare suplimentară a Duhului Sfânt. Când eu cer, Doamne, ajută-mă să iert, Dumnezeu îmi dă puterea Duhului Sfânt. Manifestarea puterii și prezenței Duhului Sfânt. Așadar, contextul rugăciunii Tatăl nostru, pentru că cerința aceasta după Duhul Sfânt vine după rugăciunea Tatăl nostru, contextul ne arată să înțelegem la ce s-a referit Domnul Iisus Hristos. Așadar, prima observație este că Faptele Apostolilor nu ne arată că aceasta este o rugăciune pentru botezul cu Duhul Sfânt, cum este interpretat deseori. 2. Când privim paralela cu Matei, vedem că s-are în vedere lucrurile bune pe care ni le dă Dumnezeu și pe care ni le dă doar prin Duhul Sfânt. În al treilea rând, contextul rugăciunii Tatăl nostru ne arată că toate cerințele pe care noi le facem lui Dumnezeu, Dumnezeu le primește și ne răspunde la ele dându-ne mai mult din lucrarea, manifestarea Duhului Sfânt. În al patrulea rând, a patra observație, trebuie să observăm în Biblie că tot ceea ce Dumnezeu face în credincios, în mod individual și în credincioși ca și comunitate, El face prin Duhul Sfânt. Tot. Absolut tot. Nu există nimic care să facă Dumnezeu în noi sau prin noi decât prin Duhul Sfânt. De exemplu, dacă luați procesul sfințirii, tot ce înseamnă sfințirea, absolut orice. Biblia o numește ca o categorie generală, printr-o expresie generală, sfințirea Duhului. Absolut tot ce este lucrat în noi și ține de sfințire este lucrat prin Duhul Sfânt. Tot fără excepție. Tot ce este făcut, de exemplu, de biserică ca și comunitate, tot este făcut prin Duhul Sfânt. El a umplut credincioșii cu Duhul Sfânt. El le-a dat putere, El le-a dat călăuzire, El le-a dat daruri. Duhul Sfânt face totul în adunare. Tot ce vrea Dumnezeu să lucreze prin adunare, da? Pentru împărăția Lui, este făcut prin Duhul Sfânt. Așadar, din Sfânta Scriptură vedem că Duhul Sfânt este sursă a tot ce este bun în credincioși și în biserică. Așa că în momentul în care cerem lui Dumnezeu să facă ceva în noi sau în biserică, noi cerem de fapt ca Dumnezeu să dea o lucrare suplimentară a Duhului Sfânt. Al cincea observație pe care vreau să o fac este că această rugăciune pe care o prezintă Domnul Iisus Hristos aici, pe care noi ar trebui să o facem după Duhul Sfânt, este în concordanță cu învățătura apostolilor. De exemplu, avem Efeseni capitolul 1, unde spune să ne rugăm pentru un duh de înțelepciune și de pricepere. Asta este o manifestare a lucrării Duhului Sfânt. Oamenii aveau Duhul Sfânt deja. Capitolul 1 spune foarte clar că au fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, că au primit deja Duhul Sfânt. Dar acum se rugau pentru o lucrare, nu pentru primirea Duhului Sfânt, nu pentru botezul cu Duhul Sfânt, ci pentru lucrare suplimentară a Duhului Sfânt de iluminare. De iluminare. Avem în Filipeni, avem în Coloseni. Avem mai multe situații în care, de exemplu în Coloseni, el zice să ne rugăm ca să fim un pluț de cunoștința voii Lui cu înțelepciune și pricepere duhovnicească sau care vine de la Duhul Sfânt. Da?
Așadar, sunt mai multe texte din Sfânta Scriptură, sau în Fapte, capitolul 4, un alt text în care ei se roagă să fie umpluți de Duhul Sfânt și după aceea spune că au vestit cuvântul cu îndrăzneală. Domnul Iisus spune, veți primi o putere că se va pogori Duhul Sfânt și veți fi martori. Vedeți că Duhul Sfânt este sursa, Duhul Sfânt este sursa întregii lucrări a bisericii. Așadar, toată învățătura apostolilor este în concordanță cu ce spune Domnul Iisus Hristos aici. Există rugăciuni pe care apostolii ne spun că trebuie să le facem pentru a fi plin de Duhul Sfânt, pentru a fi iluminați de Duhul Sfânt, pentru a avea înțelepciunea pe care ne-o dat Duhul Sfânt, pentru a înțelege voia lui Dumnezeu, care, înțelegere care vine de la Duhul Sfânt. Deci paleta asta largă de lucrări ale Duhului Sfânt le primim în viața noastră prin rugăciune pentru Duhul Sfânt. Deci, nu un necredincios trebuie să roage pentru lucrarea Duhului Sfânt. Nu un credincios trebuie să roage, Doamne, Dumnezeu, Duhul Sfânt, el îl are deja. Un credincios se roagă pentru manifestări suplimentare, ulterioare, ale Duhului Sfânt, în sensul ăsta, de lucrări diverse ale Duhului Sfânt în viața credincioșului și în viața bisericii. Acum, cred că există, eu nu sunt expert în greacă și spun lucrul ăsta din capul locului ca să fie foarte clar, dar am citit mai multe traduceri în limba engleză care prezintă versetul ăsta și vă recomand și vouă să faceți același lucru și în comentarii găsiți lucrul ăsta pe care vi-l spun eu, care traduc versetul în felul următor. Deci dacă voi fiind rei știți să dați darul bunii copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl cel din cer va da Duhul Sfânt celor care cer de la El. Nu celor care îl cer, adică pe Duhul Sfânt, ci care cer de la El, da? Și interpretarea asta, traducerea asta, este în concordanță cu ce s-a spus mai înainte. Mai înainte nu se prezintă o rugăciune după Duhul Sfânt, ci se prezintă o rugăciune, rugăciunea Tatăl nostru și apoi stăruința în rugăciune. Asta e rugăciunea Tatăl nostru și Domnul spune, insistați pentru motivele astea de rugăciune că Dumnezeu va da Duhul Sfânt. Nu că să te rogi tu pentru Duhul Sfânt. Tu te rogi lui Dumnezeu pentru nevoile pe care le ai. Să fii izbăvit de ispită, să fii izbăvit de cel rău, să trăiești în sfințenie, să sfințești numele lui Dumnezeu în viața ta, să faci, să împlinești voia lui, să vină împărăția lui în viața ta, prin biserică și așa mai departe. Tu te rogi pentru toate lucrurile acestea și când te rogi, spune Dumnezeu, Domnul Iisus spune, când tu te rogi pentru lucrurile astea, Dumnezeu ce îți dă? Păi îți dă lucrurile astea, dar prin ce? Printr-o manifestare ulterioară, suplimentară a Duhului Sfânt. Așadar, tu nu ceri la propriu, Doamne, dăm Duhul Sfânt ca și cum nu l-ai avea. Că l-ai. Biserica are deja Duhul Sfânt. Tu, ca și credincios, ai deja Duhul Sfânt. Dar orice lucru pe care l-ai cere de la Dumnezeu, răspunsul lui Dumnezeu va fi întotdeauna că îți va da mai mult din lucrarea Duhului Sfânt, nu mai mult din Duhul Sfânt. Asta este o eroare. Când oamenii spun să te golești de tine însuți ca să primești mai mult din Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu este curent electric, Duhul Sfânt nu este apă, nu este lichid. Duhul Sfânt nu ți se dă 60%, 70%, nu există așa ceva. Astea sunt imagini distorsionate care creează în mintea noastră o imagine greșită despre Duhul Sfânt și despre lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu ni se dă în procentaj, Duhul Sfânt nu este o baterie. Da? Te încarci așa puțin cu Duhul Sfânt, noi nu suntem baterii. Deci scoateți-vă din cap toate ideile astea. Duhul Sfânt este complet în noi. El nu vine pe bucățele, nu poate. El nu este un lucru, nu este materie. El este Duh. El ori vine în viața noastră, ori nu vine. Când El vine la nașterea din nou, vine de plin, nu vine pe bucățele. Deci toate ideile astea și imaginea astea caricaturizează la propriu persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Repet, Duhul Sfânt vine la nașterea din nou, vine complet, nu vine pe bucățele. El nu vine întâi în minte, după aia în inimă, cum zic unii, că trece dintr-o parte alta suflet. Nu, domnule, El vine complet la nașterea din nou în viețile noastre. Dar, noi ca și indivizi, în viața aceasta de credință, avem nevoie de manifestări continue, suplimentare a Duhului Sfânt. Noi nu suntem desăvârșiți, nici biserica nu este încă desăvârșită. Și lucrarea de care, și progresul ăsta prin care noi trecem pe tot parcursul vieții noastre și progresul prin care trece biserica depinde în totalitate de lucrarea Duhului Sfânt. Are nevoie în totalitate de lucrarea Duhului Sfânt. Deci, individul are Duhul Sfânt, care e credincios, biserica are Duhul Sfânt. Da. Atunci când noi ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să facă ceva în viața noastră personală sau să facă în viața bisericii, răspunsul lui Dumnezeu întotdeauna va fi prin a ne da mai mult din manifestările Duhului Sfânt. Manifestările biblice ale Duhului Sfânt, nu ce-și imaginează unii oameni, da? Că Duhul Sfânt ne face, cum spun unii, să ne comportăm foarte bizar, foarte ciudat, ca și cum suntem oameni scăpați de sub control. Nici vorbă de așa ceva, da? Duhul Sfânt întotdeauna va împlini în viața noastră nevoile pe care le avem cu adevărat din punct de vedere spiritual
Și modul în care Dumnezeu ne răspunde la absolut toate rugăciunile care sunt după voia Lui este să ne dea mai mult din Duhul Sfânt. Ai nevoie de roada Duhului Sfânt, te rogi pentru răbdare, pentru bunătate, Dumnezeu îți dă mai mult. Dumnezeu îți dă suplimentar manifestarea Duhului Sfânt. Ai nevoie să predici Evanghelia cu putere, cu înțelepciune și așa mai departe, Dumnezeu îți dă manifestări suplimentare ale Duhului Sfânt. Ai nevoie de sfințenie, Dumnezeu îți dă manifestări suplimentare ale Duhului Sfânt. Are nevoie biserica să facă lucrarea pe care Dumnezeu a chemat-o să o facă. Dumnezeu îi dă mai mult din manifestările Duhului Sfânt. Nu mai mult din Duhul Sfânt, că El e complet. El nu vine pe bucățări. Dar ci vorbim despre lucrarea, nu despre persoana, ci despre lucrarea Duhului Sfânt. Da? Despre manifestări ulterioare ale Duhului Sfânt. Și distincția trebuie făcută foarte clar, pentru că unii fac confuzie între persoana Duhului și lucrarea Duhului. Lucrarea Duhului nu se face complet deodată în noi. Gata, acum suntem sfințiți. Ar fi frumos și mie mi-ar plăcea lucrul ăsta. Să fiu desăvârșit deodată. Super, mi-ar plăcea. Aș vrea să văd lucrul ăsta, dar nu se întâmplă asta deocamdată în viața niciunui om, ci este o lucrare progresivă. Da? De asemenea, Dumnezeu lucrarea pe care o face în biserică nu o face deodată. O face prin Duhul Sfânt, dar nu deodată. De aceea nu ni se dă puțin câte puțin din persoana Duhului Sfânt, ci ni se dă manifestări continue, manifestări progresive ale Duhului Sfânt. În viața noastră individuală și în viața bisericii. Pe scurt, în concluzie. În jungla asta de idei despre lucrarea Duhului Sfânt, despre botezul cu Duhul Sfânt, despre rugăciunea pentru Duhul Sfânt și tot felul de practici bizare și nebiblice care nu au niciun fundament în Sfânta Scriptură și de fapt care încearcă să, oamenii pretind că se bazează pe anumite texte, cum ar fi textul acesta, în jungla asta de idei și așa mai departe, aș sumariza ce spune pasajul ăsta în felul următor. Biblia ne arată că credinciosul primește Duhul Sfânt la nașterea din nou. Toată biserica Domnului Iisus Hristos compusă din credincioși are Duhul Sfânt, fără doar și poate. Dar biserica și individul depinde în totalitate de Dumnezeu pentru cel mai mic lucru spiritual pe care îl are de făcut. Deci orice lucru care îți trece ție prin cap, că Dumnezeu îl cere de la tine și ți-l arată în cuvântul Lui, orice lucru pe care ți-l cere ție Dumnezeu individual sau îl cere nou ca și comunitate, ca și adunare a Domnului Iisus Hristos, orice lucru, oricât de mic sau mare ar fi el, oriunde l-am încadrat, depinde, îl putem face doar prin prezența și puterea Duhului Sfânt. Doar prin el. Duhul Sfânt este complet în noi, este complet în adunare. Dar adunarea are nevoie de manifestări continue, individul are nevoie de manifestări continue ale lucrării Duhului Sfânt. Duhul Sfânt trebuie să lucreze în noi și în biserică ca să se întâmple ceva. Dacă nu lucrează, nu se întâmplă nimic. Așa că, explicarea versetului pe scurt ar fi cam așa. Când noi cerem lui Dumnezeu orice lucru, Dumnezeu va da Duhul Sfânt celor ce se roagă lui Dumnezeu. Da? Nu cred că traducerea e cea mai fericită, că spune că va da Duhul Sfânt celor care îl cer pe Duhul Sfânt. Ci traducerea ar fi că Dumnezeu va da Duhul Sfânt celor care fac cerințe Tatălui. Cine face o cerință Tatălui, orice cerință Dumnezeu îi dă mai mult din lucrarea Duhului Sfânt. Până la urma urmei, ceea ce e important cu adevărat este să înțelegem contextul în care vorbește Domnul Iisus, este să ne uităm la Cartea Faptelor Apostolilor și la felul în care s-a împlinit rugăciunea aceasta. Nu s-a împlinit când oamenii, că nu vedem lucrul ăsta, că oamenii ar fi stăruit ei pentru Duhul Sfânt, da? Ci vedem atât în Faptele Apostolilor când s-au rugat să fie umpluți de Duhul Sfânt, ceea ce e diferit de a primi Duhul Sfânt inițial pentru oameni care nu l-au deloc, da? Apostolii s-au rugat ca să fie umpluți cu Duhul Sfânt. În Faptele Apostolilor vedem că Pavel le poruncește și le mijlocește înaintea lui Dumnezeu ca ei să primească un duh de înțelepciune și de pricepere, ca să fie plin de Duhul Sfânt, ca să cunoască voia lui Dumnezeu cu o înțelepciune și pricepere duhovnicească, de la Duhul Sfânt. Da? Vedem în Sfânta Scriptură că ceea ce ne învață Domnul Iisus Hristos aici este că tot ceea ce noi avem nevoie și biserica se face prin lucrarea Duhului Sfânt. Da? Ceea ce contează cu adevărat este să înțelegem că avem Duhul Sfânt, biserica are Duhul Sfânt, că noi nu trebuie să cerem de la Dumnezeu ceva ce avem deja, dar tot ceea ce cerem de la Dumnezeu se face prin Duhul Sfânt. Așa că, în concluzie, tu zici, am Duhul Sfânt, am înțeles, bun, am primit Duhul Sfânt, ce trebuie să fac eu acum? Domnule, simplu.
Trebuie să te rogi lui Dumnezeu să te uiți în Sfânta Scriptură, asta e ordinea corectă. Te uiți în Sfânta Scriptură, luminat de Duhul Sfânt, la ceea ce îți cere ție Dumnezeu ca individ. Ne uităm ca biserică, ca și comunitate, ca trupa Domnului Iisus Hristos local, la ceea ce ne cere Dumnezeu în cuvânt și adresăm lui Dumnezeu diverse cereri. Diverse cereri. Și toate cererile acelea, noi numai, Doamne, dă-ne Duhul Sfânt, pur și simplu, gata, știi Tu pentru ce ne trebuie. Nu. Noi înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi, care e voia Lui, ne rugăm lui Dumnezeu ca să-și împlinească voia Lui în noi, dar răspunsul întotdeauna al lui Dumnezeu pentru noi va fi că ne va da toate lucrurile acelea prin lucrarea Duhului Sfânt. Asta este cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a dat individului, creștinului și bisericii. Cel mai mare dar. Pentru că fără darul acesta n-am putea să facem nimic. Evreii au avut voia lui Dumnezeu, au avut legea, au falimentat, au călcat legea lui Dumnezeu, au călcat legământul și Dumnezeu i-a tăiat. Da. Dumnezeu acum ne dă, ne-a dat Duhul Sfânt, ne-a dat nouă ca indivizi Duhul Sfânt, a dat bisericii Duhul Sfânt și își împlinește voia Lui în viețile noastre prin lucrarea Duhului Sfânt, care este activă și lucrează, se dezvoltă, se manifestă progresiv în viața, în viața bisericii. Da, eu cred că putem să ne rugăm pentru lucrarea Duhului Sfânt, fac distinția foarte clar, dar să înțelegem bine pentru ce cerem. Da, pentru ce cerem. Eu am participat la tot felul de întâlniri în care am văzut oameni care strigau, se rugau, Doamne, dă-ne Duhul Sfânt, dă-ne Duhul Sfânt. Vrem mai mult din Duhul Sfânt. Doamne, Duhul Sfânt nu se dă pe bucățele, nu se dă în procentaje, da? Nu se dă în gramaj. Este bajocorirea Duhului Sfânt. Plus că mulți oameni nu știu pentru ce se roagă. Să-ți dea Dumnezeu Duhul Sfânt pentru ce? Doamne, dă-mi putere. Pentru ce? Să faci ce cu ea? Da? Dacă tu nu cunoști sabia Duhului, nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu, dacă tu n-ai niciun interes pentru voia lui Dumnezeu și ceri ca Dumnezeu să lucreze în viața ta prin Duhul Sfânt, pentru ce ți-ar răspunde Dumnezeu când tu nu ai o țintă clară? Când tu nu ești interesat de voia lui Dumnezeu? Pentru ce ți-ar răspunde Dumnezeu? Dacă vă uitați, de exemplu, în Efeseni, și asta este concluzia mea, Pavel prezintă într-o ordine foarte clară, foarte bine nuanțată, foarte precisă, două porunci. El zice, înțelegeți bine care este voia lui Dumnezeu, fiți umpluți de Duh. Da? Adică eu sunt umplut de Duhul Sfânt pentru tot ce îmi cere Dumnezeu să fac. Dacă numai prin Duhul Sfânt pot face, dar îmi dă lucrul ăsta în relație cu voia lui Dumnezeu. Eu am înțeles ce îmi cere Dumnezeu în voia Lui, vreau să fac ce îmi cere Dumnezeu în voia Lui, în cuvântul lui Dumnezeu, sunt preocupat de voia lui Dumnezeu, știu că nu pot să împlinesc lucrurile acestea prin mine însumi și atunci când mă rog, Doamne, ajută-mă să împlinesc cuvântul Tău. În fiecare zi, când spun, Doamne, pute, stau înaintea Ta, am înțeles care e voia Ta pentru viața mea astăzi, din cuvântul Tău, vreau să fac lucrul ăsta. Răspunsul lui Dumnezeu în viața mea va fi că mă va umple cu Duhul Sfânt. Îmi va da plinătatea Duhului Sfânt. Îmi va da o măsură, o manifestare suplimentară a lucrării Duhului Sfânt în viața mea. Asta este atitudinea corectă cu care te apropii de Dumnezeu. Te apropii de Dumnezeu prin cuvânt, înțelegând voia Lui, luminat de Duhul Sfânt, care este voia lui Dumnezeu pentru viața ta și pentru biserică. Iar răsul lui Dumnezeu că depinzi în totalitate de El în împlinirea acestui cuvânt prin faptul că te rogi și atunci va fi o reacție a lui Dumnezeu prin a-ți da manifestări suplimentare a Duhului Sfânt ca să faci voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă ajute vouă, să-mi ajute mie.